primul rând, orice demers de acest fel este un încurajator pentru noua generație, pentru că vedeți, dumneavoastră, de tot vorbești în ultima vreme că școala nu mai e ce a fost, că tinerii sunt într-o continuă schimbare și nu neapărat într-un mod benefic. Eu nu sunt adeptul acestei teorii. Fiecare generație are punctele tari, punctele slabe ale ei. Cred că, într-adevăr, putem vorbi de un schimb de generații care aduce, cu siguranță, plus valoare. Un demers de acest fel este unul absolut binevenit. Fac chiar încurajând noi cei de la Consiliul Județean, printr-o legătură strânsă și cu ONG-urile din zona de tineret, demersuri de acest fel, și cred că împreună putem crea lucruri frumoase, proiecte benefice pentru comunitate, reciproc avantajos. Cu toții ne dorim ca tinerii care studiază în România să rămână în România, să-și ofere experiența dobândită în școală și în zona antreprenorială românească. Cu siguranță există un potențial important și cred eu că tinerii, pentru pregătire punctuală, fie ea formală, fie ea non-formală, pot dobândi cunoștințe temenice care să ne ajute pe noi ca și societate. Nu știu, din partea Consiliului Județean, pentru elevii și cadrele didactice din județul Argeș. Studiați. Este un îndemn sau un involt valabil atât pentru tânăra generație, cât și pentru dascăl.